Să ne uităm la Corinteni 1, Corinteni 5 cu 7. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Iahușua, Pesahul nostru, a fost jertfit. Să prăznim, deci, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Să prăznuim dar praznicul. Acest lucru este la fel de simplu ca și să păzim șabatul. Corintenilor li s-a spus să țină sărbătorile în sinceritate și adevăr, nu în forme și ceremonii. Lor li s-a spus să nu aibă pe curvar și pe închinătorii la idol la sărbătorile lor. Coloseni 2 cu 16. Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de șabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Iahușua. În ziua a 14-a lunii, seara, Pesahul a fost sărbătorit, solemne ceremonii impresionante de comemorare a eliberării din robie în Egipt și arătând înainte spre sacrificiul pe care ar trebui să elibereze din robia păcatului. Pesahul a fost urmat de sărbătoarea 7 zile de pâine nedospită. Prima și a 7-a zi au fost zile de adunare sfântă, atunci când nicio lucrare de slugă nu trebuia făcută. În a 2-a zi a sărbătorii, primele roade ale recoltei anului au fost prezentate înaintea lui Iahua. Patriarhi și profeți, pagina 539. Deci, de ce ar trebui să fim atenți la acest pasaj? În primul rând avem Pesahul. Această zi a fost pe data de 14-a lunii întâi, care este prima lună. Ca urmare a acestei zile a fost o sărbătoare 7 zile numită Sărbătoarea Azimilor. Ziua 1 și 7 ale acestei sărbători au fost zile de adunare sfântă atunci când nicio lucrare de slugă nu trebuia făcută. Sacrificiul Pesahului a fost pironit pe cruce. Iahușua, Pesahul nostru. Vă rugăm să rețineți că cuvintele adunare sfântă se găsesc într-un loc în Biblie și care este Leviticul 23 atunci când se referă la sărbători. Leviticul 23 cu 5. În luna întâia, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, va fi Pesahul lui. Acest eveniment a avut loc o seară înainte de sărbătoarea zilelor de pâine nedospită. Leviticul 23 cu 6. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui. 7 zile să mâncați azimi. În ziua întâia să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți lui Iahua jertfe mistuite de foc. În ziua a 7-a să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ce a fost răstignit pe lemn? În Coloseni 2 se vorbește despre ceva ce este împotriva noastră. Ceva trebuia să fie scos din drum, astfel încât am putea fi găsiți fără pată înaintea lui Iahua. Coloseni 2 cu 14 a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe lemn. Zapis, ceva scris de mână, chirograf, adică un manuscris,
în special un document legal sau obligațiuni la figurat neutru al unui compus cu G5495 și G1125 King James, scrieri de mână, rădăcină, 5495, Galaten 3:10, căci toți cei ce sunt sub faptele legii sunt sub blestem. Pentru el este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Suntem blestemați dacă nu vom împlini toată legea prin credință. Ce lege este aceasta? Ei bine, aceasta este legea morală. Numai legea morală poate fi martor împotriva noastră? Nici de cum. Ci toate legile, poruncile și judecățile. De fapt, acestea vor fi până în ziua judecății. Apocalipsa 11:18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.